Dorothy, personajul principal din Vrăjitorul din Oz, este interpretat de actrița Ramona Olteanu, apreciată de conducerea teatrului pentru eforturile depuse în acest spectacol, în care cântă ca o soprană, dansează ca o balerină și joacă teatru ca o actriță, demonstrându-și talentul de artistă completă. Totodată, ea este susținută de artiști de la toate secțiile teatrului. Am muncit cu un mare drag, mi-am pus tot sufletul și parcă nu vine să cred că totuși a ieșit... Ne-am comportat ca un ansamblu unitar și nu separate secțiile. Pentru prima dată, repet, ce nu exact. Mandatul meu, am funcționat ca un ansamblu unitar. Muzica îi aparține lui Dumitru Lupu și este una dintre ultimele producții ale regretatului compozitor. Regizorul piesei este Daniel Bucur, un român din Canada. Premiera a fost primită foarte bine de cei mici, care au aplaudat frenetic la final.